Satul Cucui și o sărbătoare frumoasă la care urmează să dăm buzna cu multe urări de bine, cu la mulți ani cântat din suflet, căci domnul Petru împlinește 38 de ani. Surpriza a venit din partea surorii sale, care până acum a fost peste hotare, însă astăzi e la sărbătoare. Aveți coniac și pe tort? Aveți șampanie? Am terminat, dar mi l-ai adus, bă, că... L-ați terminat? Da. Am vrut să vă dau un coș cu fructe, dar dacă totuși am spus că ați terminat... Însă ne bucurăm să vedem oameni frumoși, ne bucurăm să ne ciocnim cu atmosfera atât de plăcută aici, în gospodăria dumneavoastră. Informațiile noastre spun în modul următor, că aici locuiește un domn pe nume Petru, care astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă, o vârstă de aur, aș spune, pentru că astfel ne șoptesc și baloanele aduse astăzi de noi. Și anume, ce vârstă ne puteți spune? Dacă le-ați adus. Dacă le-am adus, da, este evident, dar vă întrebați, că dumneavoastră 38 de ani. Dacă le-ați adus, v-aș optit bine. La mulți ani sănătoși, frumoși și plini de realizări cât mai interesant. Alături de oamenii pe care îi iubiți, alături de oamenii pe care îi știți. Și dacă este vorba despre oamenii dragi sufletului dumneavoastră, să știți că astăzi nu am venit de capul nostru aici. Am fost ghidați, am fost conduși pe alocuri de cineva care vă iubește extraordinar de mult. Nu vă dăm prea multe indicii. O să ne spuneți dumneavoastră cam pe la sfârșit din partea cui ar putea fi surpriza. Noi până atunci vă dorim succese pe toate fronturile. Vă dorim ca îngerul dumneavoastră păzitor să țină deasupra o umbrelă care să vă ferească de toate relele, de toate primejdiile. Tot ce este mai frumos și tot ce este mai bun să vă aparțină. Astăzi, evident că nu am putut să venim cu mâinile goale, am venit cu o serie de cadouri presărate cu dragoste, cu respect, cu afecțiune de cei dragi. Poate este o persoană, poate sunt două, poate trei, poate nouă. Gândiți-vă, gândiți-vă! Nouă nu! Nouă nu! Una poate da, sau cinci. Abia suntem cinci. Și cum se spune, puțin, dar bun. Exact. Și o să îndrăznim să începem lista noastră de cadouri astăzi cu un tort personalizat, cu vârsta dumneavoastră, proaspăt împlinită, 38 de ani. Ați ajuns la vârsta care viața capătă culoare. Deci să vă știm fericit, cu sufletul împlinit, sănătos, buzunarul dumneavoastră să se rupă de la atâția bani.
Să nu știți ce să mai faceți cu ei. Iată la așa situație să ajungeți. Masa să se rupă de la atâtea bucate alese. Capul, dacă vă va durea vreodată, doar de la iubire și fericire să fie. Iar posibilitățile dumneavoastră să întreacă mereu nevoile. Mulțumesc. O să vă dăruim acest scurt personalizat doar în aplauz de oaspeță. Mai tare, mai tare, mai tare! Vi-l dăm doar după ce... Vă dorim tortul, doar că... De ce nu am vrut să vă dau din prima? Pentru că este inscripționat într-un mod... Să nu te uita! Într-un mod sugestiv, aș spune eu. Și înainte să citim inscripția tortului, vă întrebăm pe dumneavoastră. Domnule Petru, la 38 de ani, cine credeți că v-a pregătit așa ceasă? Marcel cu Tania. Alții, sora. Sora. Ia citiți, vă rog frumos, ce scrie pe această inimă. Întoarceți tortul. Dar poți să citești și mine. Nu, foarte bine, ia încercați. Păi da, dacă e de la frate, pentru frate, normal că e soră. Automat. Așa, la mulți ani, frate scump și drag. Da. Aplauze pentru frate. Dacă sunt frate, de poate fi de la frate sau soră. Poate și exact, de la frate sau soră, așa. La frate nu prea, că el e ocupat. A lăsat boxa tocmai aici și nu prea ne auzim. Prea nu frate. Domnule Petru, noi vă urăm la mulți ani cu veselie, sănătate pe vecie, bani la greu, noroc cu carul, la mulți ani și sus paharul. Când o să ridicați paharul, mereu să vă uitați doar la partea plină a lui, adică să fiți mereu optimist. Aveți coniac și pe tort, aveți șampanie. Am terminat, dar mi l-ai adus, bă, că... L-ați terminat? Da. Am vrut să vă dau un coș cu fructe, dar dacă totuși am spus că ați terminat... Dar dacă totuși am spus că am terminat coniacul, trecem direct la coniac. Și anume la un... Am terminat. L-ați terminat, că acesta l-am lăsat pentru mai târziu, este mic. Dar cu acesta vă împărțiți cu toți cei prezenți. Auziți? Deja de acum... V-am mai adus un oaspete, azi îl cheamă Barda. Au plecat cei de la Barda. Dar au venit înapoi. Am trimis 2 și au venit 3. Și dacă totuși am avut intenția să vă dorim un coș cu fructe, acum credem noi că este mai binevenit, pentru că se combină perfect cu ce? Cu coniacul dăruit anterior. Poftim. Aplauze, aplauze, aplauze! O porție de vin la mine pentru dumneavoastră. Și până la urmă sunt și preot satul acesta. Foarte bine, ne lucrăm și avem onoarea să stăm în fața rugăm ca dumneavoastră. Da, n-am specificat de asta. Nu este o problemă, noi... Am înțeles, am înțeles. Domnule Petru, cu siguranță aveți multe titluri obținute, multe diplome, certificate, medalii chiar, însă, un asemenea certificat nu știu dacă aveți în colecție. Așadar, în semn de recunoaștere pentru toată munca depusă, pentru dăruire, dragoste, perseverență, pentru rezultate excelente în cadrul profesiei de familist, se acordă titlul de, cum credeți, cel mai bun frate din lume, domnului Costaș Petru. Aplauze! Iată așa, cu respect, sora Tatiana, o îmbrățișare călduroasă, multe emoții, plutește emoțiile, o să-l puneți la un loc de vedere și de fiecare dată când o să-l priviți, când o să aruncați o privire, să vă aduceți aminte că sunteți cel mai bun frate, cel mai scump, cel mai bun. Da, la mulți ani, fratele meu! La începutul surprizei am menționat despre aceste baloane. A spus că ați împlinit o vârstă de aur. Cel puțin așa ne șoptește acest set
Frumos. Și cineva acolo a strigat, baloane, sunt pentru tata, dar se bucură toată familia. Exact. Așa, ura, 38! 38, da, încă măcar 38 de ani. Și încă măcar 38, exact. Noi vă doresc să aveți parte doar de bucurie în casa dumneavoastră, să predomine, să plutească pacea, armonia. Dumnezeu să vă dorească un destin frumos alături de familia dumneavoastră. Mereu să aveți parte de noroc. Cărerea vieții să fie presărată cu petale de trandafir, de ce nu? Cu multe succese, cu realizări frumoase. Multă fericire și numai bine vă doresc. Am elucidat deja misterul din partea cui vine surpriza, dar pentru dumneavoastră mai avem ceva, și anume un mesaj de felicitare. Chiar dacă surioara este prezentă, a înșirat câteva gânduri pe această foaie. Fratele meu, mândria mea, îți doresc o viață liniștită, fericire, sănătate, zâmbete și numai bucurii de la cei dragi și apropiați. Mi-ai fost alături, chiar dacă eram departe. Mi-ai fost și ești fratele meu mai mare. Și te ador nespus, să știi. Ești rază de soare ce se ivește printre nori pentru tine în această zi specială. Ești îngerul nostru păzitor ce mi-a fost mereu de veche. Tot ce am învățat, am învățat de la tine. Dragoste, respect și iertare. M-ai învățat să fiu puternică și răbdătoare, să trec cu capul sus peste orice obstacol al vieții. Mă rog pentru sănătatea ta și a întregii tale familii. Te iubesc, te estimez și te apreciez pentru tot ce ai făcut pentru mine și familia mea. La mulți ani, scumpul și adoratul meu frate. Și încă o îmbrățișare așteptăm acum din partea surorii dumneavoastră. O îmbrățișați pe doamna Tatiana. Cu drag, sora Tatiana, nepoții Dan și Gabriel și un nou membru al familiei, Marțiu. La mulți ani! 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 La multă plăcere vă dorim și la cât mai multe momente de genul alături de oameni dragi sufletului nostru. Pline de veselie și pline de lacrimi de fericire. Exact, cum mai este. Doar acestea sunt permise. Iar acum, vă acordăm microfonul să-i mulțumiți, Silvana. Baba! Baba! Deci, care microfon poți să spui? Așa? Da. Ei, oricum, mulțumesc că nu prea sunt obișnuit cu microfoane, dar hai, dacă mi l-ai oferit. Cum? Mai aproape. Da. Mulțumesc pentru stima, respectul și dragostea care mi-o oferi, pentru ochii care îi vezi și îi apreciez, pentru că odată ce mă uit la tine înseamnă că te estimez și te respect. Și fii ca bunul Dumnezeu să îți împlinească îndoi ceea ce îmi dorești mie și să ai mai departe un sprijin în mine și în familia mea, pentru că un frate este greu să fii, pentru că acum am auzit multe că frate e frate să... Da, greu să fii cu bani și de aceea și încerc ca să nu fii tot timpul brânza cu bani, să mai fii și gratis câteodată. Da. Și ca bunul Dumnezeu și ai făcut o bucurie și familiei mele și celor care sunt de față astăzi și satul meu pe care îl păstoresc și m-au felicitat și cei de la biserică și mulțumesc și cei care sunt prezenți astăzi în ziua chiar a onomasticii și mulțumesc și vouă că ați venit și v-ați sostenit, ați găsit satul, că undeva este, eu așa spun, într-o porticică și de multe ori intrag și capacul deasupra, nu vreau să ies, că odată ce ieși din sat afli multe să spunem, bârfe și de multe ori le ducem și noi. Ca să nu le ducem mai departe, stau aici în sat și îmi trag și capacul. Și stau liniștit cu oițele mele, cu turma pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu și cu frații care îi mai am și mă stimează. Mulțumesc frumos și Doamne ajută! Bravo! Bravo!
Vă mulțumesc pentru aplauze, vă mulțumesc pentru reacția frumoasă și naturală pe care ați avut-o. Cu siguranță nu ați fost înștiințat. Să puțin așa ne gândim noi. Data asta nu. Cealaltă dată am fost, dar data asta nu. Am înțeles că ați primit foarte multe urări de bine astăzi, iar noi vă mai dorim doar un singur lucru. Fie ca toate felicitările și urările de bine pe care le-ați primit să se adeverească. Cum? Într-un timp cât mai scurt. De Doamne. De Doamne. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.